Orice să faci. Nu există o cauză determinată. De la orice. Să luminele doamnelor, bună seara domnilor, bună seara dragi copii, care sunteți bucuria noastră. Iată că vom petrece împreună o seară deosebită. De ce? Pentru că suntem după Ziua Națională a României, când am aniversat 95 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Au fost câteva zile absolut excepționale pentru locuitorii municipiului Sighetul Marmației. Iar acum suntem în pragul marilor sărbători din luna decembrie. Această săptămână deschide un program extraordinar de bogat în activități culturale, artistice, pentru noi sighetenii. Este o perioadă a lunii decembrie mai lungă decât cea obișnuită pe care o știam noi, în care ne vom putea bucura întâmpinând nașterea Domnului și un nou an. Deci iată că nu se putea să nu fie mai potrivită la această seară să-i sărbătorim pe copiii noștri care, pe lângă rezultate de la învățătură, au reușit să aducă bucurii, au reușit să obțină performanțe în afara școlii, în activitățile extracurriculare. Este foarte important pentru că aici, unde cultura contemporană se împletește cu tradiția, copiii sunt cei care preiau tradițiile Maramureșului și de mai departe. Iată că în Sighetul Marmației avem copii minunați. I-am sărbătorit pe cei care ne-au dus premii la olimpiadele școlare. E vorba de cei din învățământul licean. Și trebuie să recunoaștem că dacă Sighetul oraș micuț a avut foarte multe premii, au concurat cu Brio, capitala provizorie a Maramureșului, respectiv marele licee din Baia Mare. Dar nu numai atât, copiii noștri, atât din ciclu primar, cât și gimnazial, cât și cei din învățământul liceal, au situat învățământul din Sighetul Marmației printre județele fruntașe din țară. Așa că, dați-mi voie să vă invit să-i sărbătorim în această seară pe copiii care au excelat în alte domenii decât cele care le știm noi tradiționale. Să învețe la școală, să ne aducă note bune, să ia note mari la teză, să ia premiu și așa mai departe. Iată că sunt copii care, pornind de acum, s-ar putea să devină mari vedete, s-ar putea să se împlinească tocmai prin ceea ce au realizat acum. Mi-aduc aminte, eu însumi eram din clasa 4-a, când am jucat într-o piesă de teatru. Țin minte titlul, că am fost și rolul principal, Sâna Viorel și Coana Minciună Mare. A fost un moment care a declanșat apoi toată cariera mea în domeniul culturii. Dați-mi voie să spun sărămâna celei care a inițiat această manifestare, cea care s-a gândit că e nevoie să-i stimulăm pe copiii de excepție, doamna avocat Dana Onița Ivașcu. Este aici în mai multe ipostaze. Numai cea de inițiatoare este consiliera în Consiliul Municipal Sighetul Marmației. Este membru marcantă a unui partid puternic. Este, și aici hai să fiu eu lipsit de modestie, una din cele mai bune colaboratoare a postului Radio România Sighet.
Și, în ultimul rând, este o mică de excepție cu un copil extraordinar care, duminică, îmbrăcat în straie populare, a fost, cred că, mascota manifestării din scoarul din fața restaurantului Curtea Veche. Superb, îmbrăcat în costum popular cu stegulețul tricolor. Este și acum aici. Sper să fie cu minte și părinții, care se află în brațele tatălui său, părinții să vorbească cu Moș Nicolae și Moș Crăciun, să-i aducă cadouri cât mai frumoase și cât mai multe. Dați-mi voie să o salut pe doamna profesor Eugenia Gogea, cea care a fost și la prima ediție. Acum, sper să lăsați părere pe mine, dar mie îmi place tot timpul să spun că este primar pe viață, pentru că în sufletul nostru o respectăm pentru această funcție și pentru ce a făcut pentru Sighetul Marmației. Și să recunoaștem, a fost, nu știu dacă în ultimii 50 de ani am avut un primar mai bun, un primar atât de inteligent, atât de bun organizator, atât de ferm. Să rămână doamna Eugenia Gogea. Ce simți de doamna? Nu e campanie electorală, nu mai candidați, așa că pot să spun orice. Salut pe reprezentanta primăriei municipiului Sighetul Marmației, cea care va prezenta mesajul primarului Ovidiu Nemes, care se află în acest moment în străinătate, pe doamna Mihalis, română. Și acum nici nu știu cum să-l prezint pe domnul profesor Mihai Denguș. În primul rând, este o mare personalitate a culturii sighetene. Este unul dintre cei care au fost alături de tot ceea ce s-a făcut în sistemul cultural, în stimularea copiilor, a tineretului, a întregii vieți culturale din Sighetul Marmației. Dar acolo se află și într-o ipostază pe care mulți dintre dumneavoastră nu o știți. Este nașul Danielei. Acum nu vreau să zic că fiecare om își găsește nașul. Dar de data aceasta este bine. Da? Da. O să îmi îngăduiți să o rog pe doamna Mihali să citească sau să spună mesajul primarului, domnul Ovidiu Nemes, care se află în acest moment în străinătate, dar care iubește copiii, l-a văzut întotdeauna cu mult drag mijlocul lor și care, și el fiindu-și un bărbat tânăr, ține ca generațiile care se formează să fie demne urmașe și să fie cu adevărat constructori a viitorului orașului nostru. Jumătate din cuvânt a spus deja. Sunt într-un totul de acord cu ceea ce a spus domnul Codea. Mulțumesc pentru prezentare, pentru prezentarea invitațiilor care astăzi sunt în prezidiu, dar cu siguranță și cei care au loc în public astăzi, toți sunt personalități marcante ale Sighetului și toți au pus umăr pentru reușita acestei acțiuni. Din partea administrației publice locale și în primul rând a domnului primar și numele Consiliului Local, vreau să felicit copiii care au făcut posibilă această acțiune importantă, dascălilor, profesorilor care i-au îndrumat și i-au ajutat să ajungă la aceste performanțe, părinților, bunicilor și toți cei care, alături de aceste suflete minunate, au pus umărul ca numele orașului nostru să fie rostit în plan național, în plan internațional și în întrunirile și în concursurile județene. Felicitări tuturor, multă putere de muncă, ambiție și să dea Dumnezeu ca și la anul viitor să ne întâlnim în prezența doamnei consilier Unița Ivașcu la a treia ediție, să premiem copii frumoși, inteligenți, curajoși, pentru că știm toți că
Învățământul în ziua de astăzi este atât de încărcat și avem atât de mult de învățat. Așa mă uit la ochișorilor cât sunt de frumoși. Am mult de învățat și cu toate acestea își fac timp și pentru ceea ce le place, pentru că sunt sigură că ceea ce fac ei, fac din suflet. Și acolo, cu inimioara lor micuță, cu inima strânsă la fiecare concurs, reușesc să aducă premii și medalii Sighetului și nouă tuturor, că prin ei noi ajungem să fim cunoscuți. Încă o dată, felicitări copiilor, felicitări domnilor profesori, felicitări părinților, bunicilor și toți cei care au contribuit la reușita lor. Și în ultimul rând vreau să felicit pe doamna consilier Onița Ivașcu Daniela, care a făcut posibilă această acțiune minunată. Felicitări tuturor! Aș vrea să îi salut pe consilierii care sunt prezenți aici. Anul trecut nu mi-aduc aminte să fi fost decât încă unul în sală. Mă bucur foarte mult să rămână. Bine ați venit. Avem și un consilier județean, da? Doi. Ah, da, să rămân. Domnilor, după ce a spus doamna că sunt copii atât de frumoși, sper că sunteți de acord cu mine că nici nu putea fi altfel din moment ce avem în sală așa mămici frumoase. Și acum îngăduiți-mi să o invit pe doamna profesor Eugenia Gogea să vă adreseze câteva cuvinte, așa cum știți dumneavoastră, că se adresează întotdeauna cu tot sufletul sighetenilor. N-ai fi fost om de cultură, sigur nu erai moderator. Pentru că ți este vorba la îndemână și pentru faptul că spui ceea ce este de spus întotdeauna în momente atât de speciale și într-un loc atât de special ca cel în care ne aflăm astăzi, mediul academic sighetean, un lucru extrem de important, nu numai pentru Sighet, pentru copiii din Sighet, dar pentru toată lumea Maramureșului istoric. Activitatea la care astăzi asistăm este o activitate extrem de serioasă și de importantă în același timp, pentru că Dana Ivașcu, Onița, a găsit de cuvință să premieze performanța extracurriculară obținută printr-o muncă serioasă, printr-o muncă perseverentă, prin multă tenacitate și ambiție. Eu vreau să vă felicit, dragi copii, pentru ceea ce ați obținut prin efortul pe care l-ați depus. Meritați voi felicitări în primul rând, iar felicitările mele să fie primite și de cei care v-au instruit și v-au îndrumat spre acest drum, deschizându-vă orizontul și făcându-vă să înțelegeți că nimic în lumea asta etern și de valoare nu se poate obține decât prin muncă. Aceleași felicitări părinților care au înțeles să-și susțină copiii și felicitări cu totul și cu totul speciale și cele mai alese sentimente de gratitudine, de prețuire și de respect pentru Dana Ivașcu, care a lansat acum un an un proiect ambițios pe care eu îl vedeam sfârșit anul trecut, dar văd că aceeași ambiție, aceeași pricepere și aceeași știință care au stăpânit-o ca și elevă, o domină și acum în activitatea, în afara serviciului și în afara familiei, pe care o desfășoară pentru copiii comunității sighetene. Vreau să știți, voi care astăzi veți fi premiați, de la mic până la cel mai mare, că Dana Ivașcu vi s-a asemănat vouă ca și elevă. Eu i-am fost profesoară și de aceea am permis să vorbesc
în cunoștință de cauză și de situație. Avea în ea ceea ce nu este la îndemâna oricui. Avea o chemare specială, Dana, spre a relaționa cu cei mai mulți prin actul culturii, prin poezie și nu numai. Iar lucrul acesta i-a ocupat vremea în afara orelor de pregătire pe care și le-a onorat ca și elevă excepțională. Eu cred că voi, cei care astăzi sunteți premiați pentru munca care ați desfășurat-o, veți fi aceia care veți avea puterea să ridicați scala valorilor umane spre ceea ce a fost cândva și nu mai este astăzi. Eu cred, ca om de școală, foarte mult că numai prin muncă poți câștiga ceva. Că onoarea, că demnitatea, că ceea ce înseamnă câștig pentru o viață este ceea ce faci tu prin munca ta serioasă. De aceea vreau să vă urez vouă, dragi copii, în primul rând, sănătate, ca să vă puteți continua munca la celelalte concursuri pe care le aveți în țară sau în afara țării. Pentru că săptămâna trecută la Consiliul Județean cu domnul Costiuc vorbeam cât de grăbit era domnia sa să ajungă acasă, să fugă de acasă, că se duce la Chișinău, însoțind tot elev campion din fichetul Marmației. Nu este o treabă ușoară, dar este o treabă frumoasă care trebuie să înnobileze suflete și să lumineze conștiințe în rândul tuturor acelora care mai credem că nu este banul totul în viața asta. Și că înainte de orice, munca și câștigarea demnității, a onoarei, a omeniei, sunt lucruri esențiale. Părinților, felicitări pentru copiii buni pe care i-ați făcut. Împrumutați rețeta și altora, pentru că are nevoie societatea noastră de oameni valoroși care să ne ducă mai departe spre ceea ce vrem cu toții. Civilizație, într-un cuvânt, o viață mai bună. Felicitări, Dana, încă o dată, din tot sufletul și crede-mă, mă simt împovărată de sentimentul bucuriei și al mândriei că te-am avut elevă. Felicitări! Felicitări, Dana, pentru că nu este dat fiecărui părinte să adune lauri din cuvintele acelora care vorbesc realitatea despre copiilor. La mulți ani tuturor să aveți sărbători frumoase și puterea de a veni cu cât mai multe premii. Felicitări tuturor și profesorilor, și părinților, și copiilor, și tuturor acelora care dau de la ei spre a dobândi cei mici mai mult. Sărbători frumoase să aveți! Ați observat că am avut grijă să o prezint pe doamna profesor Eugenia Gogea, în primul rând, ca om al sighetului. De data aceasta a vorbit în dublă calitate, pentru că este și președinta Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Maramureș. Vreau să, sigur, a spus despre, foarte frumos, despre părinții extraordinari, despre copii extraordinari. Sunt în sală dascări, instructori, antrenori deosebiți. Și cred că din fiecare copil sau fiecare copil are în el talentul care îl poate duce spre performanțe. N-am să dau nume ca să nu mă emoționez nici eu și nici ei. Dar sunt acei câțiva care, dacă ne aducem aminte, Monica Iagăr de când a pornit să lucreze. Nu, domnul profesor? De mică și a ajuns, iată, campioană, multiplă campioană, una din marile performeri. Ducu Berții a pornit de mic la școala de muzică
și-a făcut formație în ciclu gimnazial, apoi la liceu. Iată, este unul din cei mai de succes cantautori din România. Și putem continua cu și alte nume. Această sală a fost dormitorul în care a stat Gheorghe Turda când era elev la liceul Dragoș Vodă, era elev la școala de artă, când cânta în ansamblul liceului și apoi în ansamblul mare. Și așa mai departe. În Sighetul Marmației este o tradiție a jocului de șah. Dar nu la copii. Au fost cluburi în Sighet și pe lângă clubul mare, de club CIL, Sighetul Marmației, erau jucători de șah care n-au făcut performanță specială, dar întrețineau jocul de șah în Sighetul Marmației. Avem în Saci un om care pune pasiune și care a dus mari satisfacții orașului nostru, copiilor, părinților, prin antrenarea acestor copii la jocul inteligenței. Eu vreau să vă mărturisesc că sunt încântat, pentru că și eu am un nepoțel de 9 ani și care a ajuns la nivelul 8 la șah în Canada, unde sunt condiții cu totul și cu totul speciale. Ei acolo, la grupa unde umblă el, are doi foști campioni ruși. Campion la șac și un canadian. Celelalte grupe mai mari cresc în valoarea antrenorilor pe care i-au. Deci iată că omul sfințește locul. Aș vrea să ne împărtășească câteva cuvinte, domnul Costuc. Bine, bună seara! Ne aflăm într-un moment foarte emoționant, prelujuit de această generozitate pe care are doamna avocat Ivașcu. Mie mi-e greu să analizez performanța copiilor. Niciun computer din lume, niciun calculator nu putea să facă un clasament real la o anumită oră. Eu vreau să vă spun doar atât că avem copii foarte dotați și foarte mulți. Și o asigur pe doamna Ivașcu, cu toată generozitatea lui ei, ea nu va putea primea toți copiii pe care îi duc eu spre performanță. Mă scuzați-mă cu fie în jurile mele, dar să știți, pe mine mă surprind foarte mult copii cei mici, copii de 5 ani, copii de grădiniță, și eu zic că totul e cum și cât se lucrează cu ei. Eu cred că sunt capabili de orice performanță în orice domeniu. Cu aceasta mulțumesc mult. Sper, am înțeles că nu ne-a sărbătorit la Ziua Națională, am sărbătorit în Chișinău, am onorat invitația Clubului Municipal de Șah Chișinău, cu care ne cunoaștem din acest an, unde ne-am întâlnit, la trofeul internațional Capa Aurora la Mare, i-am biruit și acolo, cum scria domnul Popescu, e termenul moldovenesc, și ca să introduc atmosferă plăcută, din toți termenii pe care am auzit în Basarabia, unul mi-a plăcut cel mai tare. La baie m-a întrebat cineva, e fierbinte apa? Zic, nu, doar călduță. Înseamnă că au pus târziu la clocit. Am să îmi cer scuze că eu aici nu sunt în calitate de părinte, dar mă simt în superba calitate de bunic. Așa că sunt bucuros să aici lângă doamna Ivașcu, care are un nepoțel minunat și mai sunt și azi bunici aici în sală. Sunt mândri și de copii, dar și de nepoți. Pentru că tot spuneam că suntem într-un mediu academic, se cuvine să dăm cuvântul domnului profesor dr. Mihai Dăncuș. Am vorbit studenților de nenumărate ori în acest amfiteatru. Dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră, dragii mei. Eu
E foarte greu să-ți adun cuvintele și să sintetizez, pentru că sunt în nerăbdare și copiii și părinții și noi toți pentru a vedea premiații. Deci, pentru a spune în câteva cuvinte tot ce vrei. Ascultându-i pe ceilalți vorbind, m-am dus un timp undeva foarte departe și mi-am adus aminte prin lecturile mele că în secolul I, înaintea erei noastre, dacă nu mai înșel, la curtea împăratului Augustus trăia un mare iubitor de arte, de literatură și de științe, care era prietenul și sfătuitorul împăratului și el se numea Caius Mecenate. Și de aici, ceea ce se va numi mai târziu, 2000 de ani și în continuare, instituția mecenatului. Suntem în această situație. Iată, mecenatele nostru, Dana Onița Ivașcu, continuă această frumoasă tradiție, în spiritul vechii tradiții latine, dar și românești, pentru că mulți dintre oamenii de cultură și mulți din cei care au avut prin moștenire sau prin munca lor bogăția necesară, au dăruit celorlalți pentru meritele speciale și pentru a încuraja în special tinerii într-un domeniu sau altul. Este meritoriu ce face Dana. Este, iată, un gest special pe care în zilele acestea mi se pare că l-a făcut numai un alt tânăr în orașul nostru care se numește Bogdan Ivașcu. Când un gest de mecenat la spitalul unde lucrează. Cred că e o familie care, iată, în mileniul al treilea, își justifică noblețea pe care a primit-o cu cel puțin 650 de ani în urmă prin acte și documente, își justifică antecesorii, preoți, protopopi, juzi, cnezi, voievozi, da. Și care la rândul lor au făcut gesturi similare pentru prăvășirea românilor în Maia Mureș. În satul Iehudu, unde și are originea Dana, paranteză, și vă rog să exclud în cuvântul paranteză, la același rang de noblețe este și soțul Danei și nu întâmplător, iată, două mari neamuri s-au întâlnit, unul de pe Iza, unul de pe Mara. Închid paranteza. În perioada interbelică din Iehud a venit cel care a creat una din cele mai mari fundații de răsunet în Maia Mureș și nu numai, doctorul Ilie Mariș, o fundație la care și-a dorit toată averea pentru a promova cu burse și cu alte stipendii și ajutoare copiii de țărani care vor să meargă la școli mai departe. Zilele trecute omageam în sala de la primărie pe doctorul George Dilașcu, care la rândul lui a creat o fundație pe banii căreia s-a construit o școală confesională în satul său de origine și a susținut cu burse la școli înalte, facultăți, etc., copiii de țărani din Maia Mureș. Mă bucur că această tradiție se continuă și iată o continuă vrăstarele acestor mari familii, mari nobile și generoase neamuri ale Maia Mureșului. Sigur că o să ziceți dumneavoastră că au de unde. Au de unde, pentru că muncesc din greu. Și pentru că și-au ales și o profesie liberală, care în condițiile zilelor noastre, pe lângă munca imensă pe care le dă, le dă și răsplata muncii. Dar nu oricine este capabil de gestul de a dărui. Și ei o fac. Aș fi vrut să vorbesc despre copiii noștri. Despre copiii Maramureșului.
despre părinții lor, despre dascării lor, care cu dăruire le-au deschis minunțile și talentele pentru a se desăvârși. Și sunt foarte multe alte lucruri de spus. Încă o dată vreau să-i mulțumesc Dani, nevoata mea și fiina mea, nu? Care, iată, fără să fi discutat vreodată cu ea despre așa ceva, mi-a primit poate un gând pe care nu l-am rostit, un gând care aș fi vrut să-l împlinesc eu. N-am putut pentru că n-am ajuns la performanțele materiale necesare. Deci, îi mulțumesc ei și soțul ei drag, care a înțeles mai bine decât oricine și bunește împreună au decis acest act de mecenate, acest lucru minunat, acest lucru extraordinar. Și apoi, felicit pe copii, pe tineri, pe mamele și tații lor, pe profesori și învățători, pe toți cei care, într-un fel sau altul, și-au adus contribuția la lansarea lor în lume și în viață. Vivat, crescat, floreat! Iată că vrând de vrând, poate am devenit puțin melancolici, dar așa este când sufletele noastre sunt încărcate de dragoste. Haideți să trecem la momentul pe care îl așteaptă copiii, să nu le punem la încercare răbdarea. Dana Onița Ivașcu, o să invit să spună câteva cuvinte și să înmâneze premiile care le-a stabilit pentru anul acesta. Să fii ploaie și să fii nevoit să te comporți asemeni tuturor ploilor. Să încerci să-mi decolorezi numele, scriindu-l pe geamuri, când până și vrăbile ai cunosc coloratura. Și să nu găsești nimic straniu în încercarea de a fi eu și în comportarea mea asemeni doar mie, ci pur și simplu privindu-mă, să-ți dai seama că sunt eu. Sunt eu, da? Daniela Onița Ivașcu. Poezia pe care v-am recitat-o este o poezie scrisă de mine. A luat un premiu la un festival național de poezie, Festivalul Național Arca, în 1990. Dați-mi voie să vă spun bună ziua, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați invitați, dragi copii, fără de care prezența noastră astăzi aici nu ar fi fost posibilă. Aș începe prin a vă spune că fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Este un principiu pe care l-am învățat în copilărie, în care cred și am convingerea că voi crede atâta vreme cât voi trăi. Este vorba de decizia de a încerca să fii mai bun, să fii mai generoși, să fii mai onești ieri decât azi și mâine mai mult decât azi. Proiectul încurajează performanța, l-am inițiat anul trecut și, credeți-mă, este un proiect, un pariu pe care l-am câștigat cu propria persoană. Uitându-mă în sală la voi, îmi amintesc, așa cum ați auzit la început, de perioada copilăriei mele, de perioada în care eram și eu la Clubul Copiilor, fosta Casa Pionierilor, când umblam prin țară, alături de copiii de vârsta mea, participam la concursuri, și credeți-mă, de multe ori mă uit cu nostalgie la diplomele pe care le-am acasă. Așa că am reușit, practic, să vă înțeleg mai mult și să înțeleg tot ceea ce înseamnă efortul, tot ceea ce înseamnă sacrificiul, atât al vostru, micuților, plichindeilor, cât și al părinților și al cadrelor care vă îndrumă. Proiectul încurajează performanța, există și l-am inițiat, pentru că și eu, la fel ca și voi, cred în ceea ce înseamnă valoare, talent, competență și profesionalism. Principalii artizani sunteți voi.
Gestul meu este un gest din suflet. Este un gest simbolic și nu ar fi putut să existe fără voi. Adevăratul curaj este mergi înainte, chiar și atunci când totul este împotriva ta. Aș ruga să nu uitați niciodată ceea ce foarte frumos spunea Nicolae Iorga. Să nu spuneți niciodată nu se poate, ci să începeți cu să vedem. Voi ați demonstrat că se poate. Ați demonstrat că puteți să faceți performanță. Ați demonstrat că se poate auzi prin voi, de noi, de Sighetul Marmației, la nivel național. Și pentru asta trebuie să vă mulțumesc, în primul rând vouă, copiilor, pentru că voi ați reușit să faceți ca acest lucru să fie posibil astăzi. De asemenea, după, așa cum spunea doamna Eugenia Gogea, și cred că bine am reținut, îmi amintesc că ceea ce definește personalitatea unui om este ereditatea, mediul și educația. De aceea gândul meu se îndreaptă acum și către profesorii care v-au îndrumat. Iată, dragi profesori, efortul dumneavoastră nu a fost în zadar și astăzi reușiți să vă culegeți roadele. În ultimul rând, gândurile mele se îndreaptă către părinții voștri, către bunicii voștri. Știm că este o situație complicată financiară și de aceea, cu atât mai mult, eu cred că efortul vostru este foarte mare. Vreau să vă felicit încă o dată. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care astăzi au înțeles să fie alături de voi, aici, la această premieră, la acest gest pe care îl dăruiesc din suflet. Vreau să mulțumesc reprezentanților mass media și, nu în ultimul rând, gazdelor noastre, Universității Babeș-Bolyai, universitate pe care vă recomand cu încredere, eu însă fiind absolventă a Universității Babeș-Bolyai. Dar haideți să nu mai lungim momentul. Cred că copilașii sunt nerăbdători și să începem să decernăm premiile. Considerație, dați-mi voie să acord o diplomă de excelență elevului Damian Traistă, profesor îndrumător Nelu Miel. La dans de societate, dați-mi voie să acord diplomă de excelență elevului Totoi Marc, profesor în urmă, Cristina Cervi. Aș vrea să fac câteva precizări. Ansamblul Mini Maxi este formația cu cele mai importante performanțe din ultimii 20 de ani din Sighetul Marmației. Să fii campion național, să participi la campionatele europene și mondiale, este extraordinar. Aplauze și pentru doamna profesor, instructor, arbitru internațional, Cristina Chiori. Și tot la aceeași secțiune dans de societate, dați-mi voie să acord o diplomă de excelență cu felicitări din partea mea elevei Miruna Cârlan. Secțiunea șah.
mi-e foarte greu să dau această diplomă, pentru că mă cuprinde un sentiment de emoție, întrucât am ajuns să premiez o fetiță a unei colege de bancă. Cu deosebită onoare, dați-mi voie să înmânez o diplomă de excelență pentru rezultate deosebite la nivel național, elevei Câmpian Andra. Secțiune șah, diplomă de excelență, se acordă elevei Mihaela Trifoi, profesor îndrumător, domnul Ioan Cătuț. Chișinău. Proaspătul rezultat de la Chișinău. Și iată că avem și perseverență în această gală. Anul trecut am premiat tot de la secțiunea șah, un vicecampion mondial. Se pare că a avut roade și uite că din nou mă bucur pentru perseverență. Cu felicitări, acord o diplomă de excelență elevului Andrei Cătălin Mintău. Felicitări! Nu știu dacă domnul Costiuc a fost la Chișinău la sărbătoarea Zilei Naționale. Acolo, Radio România a organizat în mod special manifestările, pentru că s-a înființat un post care se numește Radio România Chișinău, este subvenționat de România și a fost o manifestare absolut excepțională, a fost reprezentată la cel mai înalt nivel din România și s-a bucurat de un succes deosebit. Așa că iată că ați participat acolo la un moment absolut excepțional. Felicitări! Aceeași secțiune șah, diplomă de excelență, se acordă elevului Silviu Pontoș. Diplomă de excelență se acordă elevei Larisa Covric. Felicitări, Larisa! Campioană și la Chișinău și Larisa, am înțeles. Felicitări, Larisa, încă o dată! Diplomă de excelență, după cum v-am spus, avem și perseverență în acest an. Și iată încă o fetiță care a perseverat, a fost prezentă și la prima gală. Felicitări! Diplomă de excelență se acordă elevei Elena Patricia Nemeș-Pot. Dacă sunt stimulați, perseverează. A treia diplomă și pentru perseverență.
și pentru rezultate deosebite unei micuțe vedete locale. Diplomă de excelență se acordă elevei Emilia Bledea. Voce! Felicitări și Marian Bobur. O diplomă de excelență pentru rezultate deosebite obținute la Vioară, profesor îndrumător Marian Băbuț și Iusco Vasile, se acordă elevului Gheorghe Stan. Acord o diplomă și pentru răbdare, și pentru înțelegere. Sunt și copilași mai mititei, care probabil ar dori să ajungă ca și voi, cei care sunteți astăzi premiați. Dați-mi voie să acord, și vroiam la finalul acestei gale, să acord o diplomă de excelență pentru răbdarea și înțelegerea de care dă dovadă când nu-i sunt părinții foarte des acasă, micuțului Onița Ivașcu Andrei, care își așteaptă cadoul. Continua, deși vreau să lăsăm la final, dar răbdarea și înțelegerea ține un pic și de vârstă. Tot o diplomă de excelență, de această dată pentru premii naționale și internaționale obținute la pictură, îndrumător domnul profesor Caius Lugojan, se acordă elevului Ștefan Voloșciuc. Felicitări! Locul întâi la Festivalul Național de la Iași, tot pentru Vioară, profesor îndrumător Marian Bobuț, diplomă de excelență se acordă elevului Cristian Bumbar. Am încercat să nu uităm și să ne îndreptăm și către sport. Ca atare am găsit performe și la atletism și dați-mi voie să acord cu deosebită considerație o diplomă de excelență elevei Andreea Dăncuș, Melinda Oros și Ciri Zolă. Felicitări! Tot pentru atletism, performanțe deosebite obținute la nivel național, diplomă de excelență se acordă elevei Andreea Coroian.
Felicitări! Același profesor îndrumător, felicitări doamna profesor Melinda Oros. Ia un cartul de medalii! Felicitări, felicitări! Locul întâi la campionatul național pentru copii, tot atletism, aceeași doamnă profesor Melinda Oros a îndrumat spre performanță și pe elevul Alexandru Pop. Felicitări! Cel din urmă, avem printre noi și un luptător, locul întâi la campionatul național pentru copii, lupte, diplomă de excelență, se acordă elevului Lucian Lacatoș. Felicitări și ție și domnului profesor Dumitru Eșanu. Dragii mei, aceștia au fost cei 17 premianți ai acestui an. Dați-mi voie să vă felicit din suflet, să vă urez mult succes și pentru că avem o perseverentă în această gală și nu mi-ar părea rău să fie și la galele următoare, Emilia Bledea ne-a pregătit ceva așa la nivelul premiilor și vocii sale. Dați-mi voie să o invit pe Emilia alături de noi și să ascultăm câteva minute. Felicitări, domnilor profesori, felicitări copiii.